în Dobrogea trăiesc mufloni încă din 1960. S-au adaptat aici datorită climei de tip continental marin. În 1989 erau circa 300 de exemplare în liber în Dobrogea de Sud, pădurile Mihai Eminescu-Negureni. După Revoluție imediat au fost distruși de braconaj și de alți dăunători. La ora actuală am reușit să recreăm acest nucleu și să-l înmulțim. Pădurarul Constantin Grigore are grijă de animalele sălbatice care mai sunt la Negureni, muflon, căprioare și cerbi lopătari. 3-4 zile le alimentez, nu lăsăm să termine. Și grăunțe punem în fiecare zi, până cum să împuținează, aducem altul, să aibă tot timp. Iarna fiind grea, trebuie să le ajutăm să iasă din iarnă. De obicei trăiesc mai multe exemplare împreună. Masculii bătrâni formează niște cârduri separate, mai puțin numeroase. Dar, în general, sunt cârduri mari, de 30-40 de exemplare. Pe vremuri, Nicolae Ceaușescu venea aici la vânătoare. Acum, un trofeu de muflon ajunge la câteva mii de euro. Teoretic, de regulă, vin tot vânătorii care au bani, care au posibilități financiare, pentru că pentru pușcarea unui muflon, prețul pornește de la 600 de echivalentul în lei, a 600 de euro, și se oprește undeva la peste 2000 de euro. Vă dați seama că trebuie să ai o ceva bază materială și să fii doritor de un trofeu puternic și frumos și să-ți placă vânătoarea pentru ca să poți veni să vânezi la acest complex. Muflonii simt oamenii de la distanță și se îndepărtează rapid. Pot fi observați doar la amurg sau dimineața de vreme când vin să mănânce.